Bună seara, dragii mei! Mihai Racovician, realizatorul emisiunii Dialogul Constructiv Salvează România, secțiunea Părerea ta contează, și în această seară suntem la capitolul Înfăptuire binelui public, plecând de la responsabilitate, calitate și eficiență, și dacă mai ne gândim bine, plecăm să facem analiză și la meritocrație. Ce-o fi aia? Să vedem. Și în seara asta suntem împreună cu Sorin Nicolae Truță de la Harghita. Bună seara! Bună seara! Și cu Eugen Sechei din Timișoara, deocamdată. Îl salutăm și sperăm să rămână în echipă și când pleacă dincolo la prieteni, la muncă. Sperăm, sau știi cum e, domnul profesor Borțun, nu, domnul profesor Tofană mi-a zis o chestiune foarte interesantă și pe care vreau să o lansez. Știi că îmi place să nu pierd timpul. Speranța moare odată cu noi după ce am murit noi. Foarte interesant. Deci moare dincolo. Pentru că până trăim trebuie să avem speranță. Și mă gândeam eu ce subiect să abordăm. În ultima perioadă de timp am primit niște materiale extrem de interesante pe două filiere, ca să folosesc un termen consacrat la unii demnitari români, dar eu nu de la filierele franceze, eu le-am primit de pe Facebook-ul nostru, care câteodată mai spune și lucruri interesante. Și este vorba de un text scris de un foarte important român, Neagu Giuvara, care s-a născut la București, a trăit 101 ani, într-o familie de origine română. E important să audă lumea despre cine vorbim și câte ceva despre el, pentru că chiar dacă unii știu, să-și aducă aminte să nu se chinuie să caute. Așezat aici la sfârșitul secolului al XVIII-lea, adică în România, care a dat țării mai mulți oameni de seamă. A fost licențiat la Sorbona în istorie în 1937 și doctor în drept la Paris în 1940. Să vedem și noi pe unde învață unii deștepți. La noi, Sorbona lor o fi pe unde? Pe la București, pe acolo, pe la... Nu, Institutul Politehnic Traian Puia. Nu, ăla e de renume. Atenție, e de renume. Așa, participă la campania din Basarabia și Transnistria, iunie-noiembrie de 41, rănit în apropiere de Odessa, intrat prin concurs la Ministerul de Externe în 43, este trimis curier diplomatic la Stockholm, iar în dimineața zilei de 23 august, în legătură cu negocierile de pace cu URSS-ul la Stockholm, funcționează ca secretar de delegație până în 1947, când comuniștii preiau și externele. Deci îl mătură pentru că e prea deștept, cum de altfel și la ora actuală ne procopsim cu tot felul de analfabeți, cu tot felul de drumeți, cu tot felul de... tot felul, ca să nu mai comentăm. Oricum e o chestiune de reținut că domnia sa are foarte multe intervenții, nu o să parcurgem prea multe, dar trebuie reținut că este din 1984 secretarul general al Casei Românești de la Paris până în 90, când se întoarce în țară. Este membru de, a fost, putem spune, membru de onoare a Institutului de Istorie Adexenopol din Iași și al Institutului de Istorie Nicolae Iorga din București. Iar domnia sa, prin anul 2018, dacă bine rețin, a făcut un text foarte interesant, este numit Era o vreme, și mi-am propus să discutăm despre o frază. Doar o frază, doar un cuvânt să-ți mai spun, că citind din cronici actuale, astăzi, în țara asta, băieții deștepți sunt cei fără carte, care reușesc să se învârtă sau sunt băieți de băieți deștepți care obțin banii ușor din afaceri cu fraierii. Cu cât păcălești sau furi mai mult, cu atât ești mai deștept. Sunt constatările unui mare istoric, unui mare om care s-a ocupat de națiunea română, care
ajunge la această concluzie, probabil după o înțelepciune de 100 de ani și ceva. Cum găsești tu această analiză, Eugene, asupra societății românești? Eu credeam că citatul ăsta este un citat actual când l-am citit. Mi se pare foarte, foarte pertinent pentru ceea ce se întâmplă. Continuăm să ne comportăm ca și cum am... N-am trăit într-o societate, ci vrem să obținem câștiguri imediate prin lipsă de efort, nu dorim să menținem niște relații. Cum ziceam, foarte pertinent citatul, foarte pertinentă observația. Cum o găsești tu, Sorine, cum o găsești această analiză? În completare la ce ai spus, mi-am adus aminte că profesorul Neagu Giuvara, într-un interviu care i s-a luat la televiziune, a afirmat că el are senzația că s-a întâmplat o mutație genetică în poporul român. Efectiv, el a zis că nu mai recunoaște poporul român în atitudinea care se manifestă actualmente. Și domnia sa avea o mare preocupare pentru educarea celor tineri. A scris și acea celebră Istoria românilor pentru tineri, care poate fi ascultată cu mare plăcere și din care putem să învățăm cu toții câte ceva. Deci chiar recomand tuturor tinerilor să caute această înregistrare a Istoriei românilor narată de profesorul Giuvara, cu foarte multă prudență, pentru că domnia sa avea istoric fiind, avea marea calitate de a se raporta în mod oarecum obiectiv la evenimentele istorice. Deci nu avea tendințe din astea patriotarde excesive. Dar asta însemnează că faptul că domnia sa a fost om de cultură, a înțeles lucrurile, le-a văzut așa cum sunt, evident că și le-a plastefiat, ca să spunem așa, sau le-a radiografiat sau le-a prezentat într-un tablou foarte clar, fără niciun fel de perdea. Și hai să luăm, să zicem, ce trebuie să înțeleagă lumea din băieți deștepți? Cum vezi tu această sintagmă? Băieți deștepți. Eugene. Sunt cei care se descurcă. Sunt cei care nu muncesc, reușesc să obțină foloase financiare, venituri din această, cum se mai zice, învârteală care iarăși este foarte elogiată la noi. Deci nu e vorba despre munca cinstită, munca grea care îți dă viața, ci e vorba despre cei care reușesc să păcălească, cum zicea și profesorul, să-i păcălească pe ceilalți și în felul ăsta să se și mândrească că de fapt nu muncesc. Sunt atât de deștept încât eu fac bani ușor nemuncind. Sorine, cum definești tu băieții deștepți? Am mai povestit într-o emisiune că m-am întâlnit cu un fost securist după Revoluție și m-a întrebat ce mai fac. Și am zis că am destul de mult de lucru și am întrebat și eu la rândul meu ce face și el mi-a răspuns că nu muncește pentru că n-ar mai avea timp să câștige. Asta e cum să zic, o poveste care pentru mine a fost foarte relevantă vis-a-vis de ce s-a întâmplat după Revoluție în România. Și am văzut zilele astea, am aflat nu cu puțină, adică nici măcar nu m-a surprins foarte tare să aflu că unul dintre președinții României a fost un turnător de altfel.
Aici nu comentez pentru că eu sunt foarte... Nici nu avem ce să comentăm pentru că e o sentință judecătorească definitivă și irevocabilă. Da, dar de ce nu dat-o la timpul potrivit? Aici trebuie să punem o întrebare. Mie mi se pare vorbeam despre băieții deștepți care le dau, ăsta e timpul potrivit din punctul lor de vedere. Deci aici se impune, dacă tot ai lansat un subiect de genul ăsta, cred că se impune o clarificare sau măcar să ne facem o opinie. Câți mai sunt de genul ăsta, Eugene? Eu cred că destul de mulți, cum zicea și Sorin. Sunt mulți care sunt la nivelul ăsta și uitându-ne în jurul nostru, vedem mulțime de oameni care se afișează prin ceea ce au, prin mașinile pe care le conduc, hainele pe care le îmbracă și care au o mulțime de timp. Și aș comenta și faptul că am trecut la un alt set de valori. Înainte, nu, oamenii care munceau, nu, ne uitam la țăran, se trezeau de dimineață, se culcau odată cu apusul soarelui, știam, munceau și vedeam roadele muncilor. Acum am trecut de câteva secole în această nouă eră în care negustorii sunt cei care primează, sunt cei care iau de la cei care muncesc din greu și dau consumatorilor. Nu vedem întotdeauna cine n-a suferit. Sunt cei care tranzactează, mergem în piață și nu-i găsim pe cei care produc de fapt alimentele, sunt pe acei intermediari. Nu? Sorine, cum explicăm lipsa de interes față de carte? E o lipsă de interes față de carte pentru că din toate statisticile, poporul român e unul dintre popoarele cel mai puțin consumatoare de carte din Europa, de exemplu. Pe de altă parte, există și devoratori de carte în România, adică nu putem să spunem că... Nu, ai grijă, întrebarea a fost punctuală. Cum explicăm lipsa interesului față de carte? Nu, pe de altă parte, nu mă interesează ce interesați, că ea cam rari. Cum explicăm, de ce s-a ajuns la acest fenomen? Am și o explicație care cred eu că... Deci acest dezinteres cred că se datorează și aceste explozii, este o consecință a exploziei informatice care îi determină pe tineri să citească secvențial, adică informații scurte, sărit de la una la alta, deci nu mai există acea tihnă a lecturii, din păcate. Și asta o să genereze niște consecințe destul de periculoase pe termenul, pentru că dacă noi ăștia mai în vârstă folosim tehnologia ca să ne completăm bagajul de cunoștințe, pentru că tehnologia poate fi folosită și în direcția aceasta, cei tineri neavând repere o folosesc secvențial și, cum să zic, se aleg cu informații fără conținut. Tu ai fost în lumea largă. Cum vezi tu lumea largă? Cum tratează pe oamenii cartea acolo? Păi povestește-ne să ne spui, pentru că poți să ne faci o paralelă în sensul ăsta. Da, nu. Aș repeta ceea ce a spus Sorin. Deci Nu, Sorin nu a fost în lumea largă. Știu, dar deci tu referi pe la ce ai fost. Nu, că tu ești cam lipsă în societatea românească, pe cale de consecință nu te întreb despre români. Nu, dar impresia lui bazată pe societatea românească se extinde asupra globului. Deci nu pot să zic că m-am dus într-o țară în care oamenii, cel puțin tinerii, devorau cărțile. Este foarte important ce spui. Ca să nu facem confuzii, pentru că aici putem să aducem în spațiu public o problemă. Și de-aia e important ce spui tu acum, pentru că cel puțin
Dacă ne spui perioadele de timp pe care le-ai petrecut în cei 30 de ani în fiecare societate, am vrea o analiză pe fiecare țară, un punct de-al tău de vedere, evident. Da, cred că Europa de vest este locul în care aș plasa cei mai mulți oameni care sunt interesați în carte. Deci păstrează cât de cât acele valori pe care le-am avut și noi la timpul nostru, înainte să fim inundați de această tehnologie. Din păcate, continentul american și după aceea Asia de sud-est sunt niște locuri pierdute. Deci, cel puțin Asia de sud-est, deci dacă ar putea să aibă un implant care este mobilul în palmă și l-ar face instantaneu. Deci oamenii, deci există accidente de circulație din cauza oamenilor care merg pe stradă, trec pe trecerea de pieton sau nu neapărat, uitându-se în acest mobil, deci nu citim ceva, ca să zicem că da, citea, era nici măcar o știre. Deci se uită la prostioare, la videouri cu pisici sau cu căței sau la orice le atrage atenția pe orice acel TikTok, moment. TikTok, nu? Foarte scurt. Orice TikTok acolo. TikTok, exact. Atunci nu era TikTok și eu l-am descoperit aici, dar... Da, din păcate nu văd nici măcar interesul și cred l-aș lega în același fel și de această posibilitate de a câștiga bani făcând aceste tranzacții. Nu? Pe cine elogiem? Wall Street. Ce se întâmplă acolo? Că de fapt nimeni nu investește nimic. E vorba de o pură speculație, ca și cei care merg la cazinouri. Nu? Cumpăr acțiunea asta, sper că ea va crește, ți-o vând ție și am făcut bani. Deci nu necesită o educație, nu necesită o interacționare din asta umană. Ai văzut ce se întâmplă cu digital currency, nu? Cu Bitcoin și toate astea. Reprezintă exact aceeași manieră prin care printr-o atenție foarte focusată și pe timp scurt am putea să facem bani. Nu? De-aia toți tinerii sunt atrași de acest Bitcoin, care de fapt nu are nicio valoare intrinsecă. Da, deci putem spune că problematica educațională este o problemă mare de tot. Ieri am avut prima ședință cu distinși profesori, profesorul doctor universitar Borțun, seniorul comunicării în spațiu public românesc, așa îmi place și așa vreau să rămână mai mult, i-am spus chiar mai mult, dar dânsul a spus că nu e bine și îi respect, și cu preotul profesor universitar doctor Stelean Tofană, pentru a pregăti ceea ce ne propunem să lansăm în 15 mai la Surduc. Sincer vă spun, am rămas surprins să constat ce valori au românii. Sorin Truț a participat alături de mine la această ședință. Personal, am rămas surprins să văd niște oameni care știu să dialogueze, care să știu să lase unii de la alții, deși sunt personalități puternice, cu foarte mare valoare culturală. Domnul Borțun, personal, am primit un mesaj de la un fost judecător doctor care spunea că este printre cei mai importanți intelectuali pe care are România. De asemenea, eu l-am identificat pe profesorul Tofană în foarte multe emisiuni în care domnia sa îndemna poporul român. Deci nu neapărat sectar. Putem spune în mod special s-a adresat ortodoxilor ca să citească cuvântul lui Dumnezeu, care este dătător de viață. Deci oameni care au ce oferi și pe care cred eu că națiunea română trebuie să-i urmărească, dacă vor să crească. Întâlnirea de ieri mi-a pus în memorie câteva elemente
nu vreau să avansez prea multe, dar domnul profesor Borțun a spus că trebuie să dezvoltăm omenescul din noi. Ce părere ai? Ți-a plăcut această afirmație, Sorine? Da, de fapt, domnul profesor Borțun l-a parafrazat pe profesorul Solomon Marcus, care, deși era profesor de aritmetică, spunea că principalul rol al educației ar fi să escaladeze și să dezvolte omenescul, adică să dezvolte calitățile umane. Nu ajută la nimic un cumul de informație dacă omul este un ticălos. Și probabil avem exemple acum recente, oameni care se laudă cu arsenalul militar cu care pot să distrugă omenirea. Și aici mă refer la toată lumea până la urmă. Vorba lui Eugen, toți își arată jucăriile. Și ăștia sunt tot băieți deștepți, nu? Da, deci există și o deșteptăciune diabolică, din păcate. Acum, e un proverb care spune: spune-mi cu cine te însoțești, să spun cine ești. Deci, familia, din punctul meu de vedere, are un rol determinant în ceea ce privește construcția viitorului al națiunii în ansamblul ei. Deci rolul familiei cred că s-a cam diluat. Ce părere ai tu despre această afirmație, Eugen? Absolut corectă, dar s-a diluat și prin faptul că cei tineri, na, care, să zicem, acum 20 de ani erau tineri, au devenit părinți și au dus cu ei mai departe acest val de schimbare de valori. Deci pe măsură ce... Da, mi se pare ciudat, fiindcă mă pun, să zicem, în ipostaza părinților mei sau bunicilor mei, care cât de cât mă criticau și pe mine când eram tânăr. Tu ai fost criticat, da. Măi! N-ai exact, fost perfect! Da. Exact, da. Deci acum, uitându-ne la celelalte generații, nu? Cei chiar de 40 de ani, 30 de ani, 20 de ani, îi vedem în ipostază de părinți care vor da mai departe non-valorile din punctul nostru de vedere, non-valori, pe care ei le consideră valori. Deci există acest val de... Prin care omenirea s-a schimbat, nu neapărat și prin intermediul tehnologiei, dar nu-mi dau seama ce anume se întâmplă, că uitându-mă și acum la ce s-a întâmplat în jurul nostru, există un efort concertat, nu? Deci oamenii, la un anumit nivel, discută de niște planuri globale. Și când ne uităm în jurul nostru și vedem aceste transformări globale, nu e vorba doar despre România, e vorba de America de Nord, de Asia, toată lumea merge în același fel, condusă spre același viitor. Deci e o problemă aici care e... Nu cred eu că merg spre același viitor. Există polarizare destul de puternică, pentru că, spre exemplu, recent am... identificat o știre precum că anumite țări, cum sunt Brazilia, Asia, Africa de Sud, Rusia și nu știu mai cine era pe acolo, președinții bat mâna să creeze o nouă ordine mondială. Deci dorința de mărire, indiferent că ne place sau nu, este o obsesie a oamenilor. Este obsesia oamenilor și aici putem să identificăm un lucru interesant pe care l-ai afirmat, Eugen, faptul că de unde vii tu și de unde vii, hai să lămurim lucrurile, că e important să audă lumea. Deci am trăit în Belgia 4 ani, 19 ani în Canada, 8 ani în Singapore, 28 de ani în România. Ok, deci
hai să zicem că în România nu ne povestești decât de reminiscențele tale alea marxiste pe care le vezi ca un ideal, dar noi nu le vedem ca un ideal pentru că nu există. Din punctul nostru de vedere, noi am fost ostratizați. Dragul meu, tu ai plecat. Vreau să spun de ce? Că... fiindcă nu le vedeam ca un ideal. Ține minte. Da, dar ai rămas ancorat în anumite... Asta e concluzia mea. Deci eu așa te-am analizat. Te-am analizat și e dreptul tău să nu. Dar părerea mea contează. Și dacă ți-o spun, ți-o spun cu drag, din respect față de tine. Altfel nu ți-aș fi spus că ești prietenul meu. Da, deci da, trebuie să știi că rezultatele catastrofice nu sunt numai ale sistemului comunist. Mi-a plăcut, domnul profesor a făcut această afirmație. Și a spus că nu numai sistemului comunist sunt. Aici problematica de fond rămâne tot cuvântul lui Dumnezeu care trebuie citit și înțeles ca atare. Pentru aici punem problema pe carte. Și acolo în Biblie identificăm un verset foarte interesant. Ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Dacă să poți să aplici acest îndemn, Sorine, cum trebuie să fie un om? Îndemnul ăsta la curiozitate este foarte important, că în momentul în care îți pierzi dezinteresul vis-a-vis de ce se întâmplă în jurul tău, devii o legumă. Deci acest interes permanent vis-a-vis de a cunoaște lucrurile din jurul tău, de a te informa, te ține în viață până la urmă. În momentul în care nu mai faci acest exercițiu și te confortezi cu ceea ce știi sau cu ceea ce crezi tu că știi, ești cam terminat. Hai totuși să-ți repet încă o dată întrebarea. Poate e seară și ești puțin obosit, ca și mine. De altfel sunt obosit, foarte obosit. Ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. E foarte simplu. Și știu că cel mai greu e să răspunzi la lucrurile simple. Ca să cercetezi lucrurile, trebuie să știi care sunt elementele pe care trebuie să le cercetezi. Mai știu românii să cerceteze lucrurile bune? Eu nu cred că este totul pierdut. A, nu, 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 nu. Nu, dar aici ce facem ca să-i determinăm pe oameni? Deci categoric, nu, deci nu nici într-un caz. Eu când pun aceste întrebări, eu vreau pe voi să vă determin să vă gândiți la mijloace prin care ar trebui să le promovăm. Idei care să genereze soluții care să nu coste, ci soluții care să poată să fie și aplicabile. Te rog, Sorine. Cred că cu o generație, două de copii bine instruiți, poate fi salvată întreaga societate românească. Ok, dar mi s-a pus o întrebare. Bine, bine, și cu cine vrei să faci asta? Totul depinde de context. Am mai discutat despre lucrul ăsta și mi-am adus aminte cum a făcut alfabetizarea românilor Spiru Hare, de exemplu. Deci omul acela a reușit să facă câteva mii de școli într-un interval foarte scurt de timp. Odată cu instalarea monarhiei în România, poporul român era la un grad de alfabetizare extraordinar de redus. În 1918, când s-a consolidat statul român, numărul analfabeților era imens în țara românească. Adică noi avem și tendința asta să considerăm că a avut loc o scădere a alfabetizării, dar de fapt nu stau chiar așa, pentru că noi n-am stat bine cu alfabetizarea niciodată. Sorine, totuși, care ar fi direcțiile de urmat pentru ca oamenii să nu mai fie fraieri? Să revenim la Marele Givara. De ce râzi, Eugen? Eu citez, eu nu fac afirmații. Exact. Dacă tot ai început să râzi, ești și tu printre ei? Uneori posibil.
Noi nu încerc să nu fiu, de încerc de să iau chestiile bune. Stai, nu vorbim pe rând, vorbim pe rând ca să le auzim. Vă rog, zi Eugen. Nu, zic, încerc să iau doar punctele bune. Încerc să fiu foarte sceptic, cum ziceam. Pentru mine crezul principal e scepticismul. Trebuie să-mi aduci dovezi, trebuie să înțeleg. Nu pot să-mi recit. Păi da, dar aici, uite, ai făcut o afirmație foarte interesantă. Trebuie să înțeleg. Numai că trebuie să mai înțelegi ceva. Vei înțelege doar ce vrei. Nu. Ba da, dă-mi voie să-ți spun că ai un labirint, ca fiecare dintre noi, care acolo acea informație în fond ea există. Iar dacă tu n-ai găsit să intri în cămăruță și să apeși butonul care să lumineze acea informație, s-ar putea să fii și tu fraier. Aici e o problemă. Deci, din punctul meu de vedere, asta este. Nu știu cum gândesc alții, însă eu asta cred. Cred că subiectul e foarte clar. Cum putem să ne dăm seama că oamenii sunt fraieri? Sorine. Toți suntem fraieri în felul nostru în viață. Deci nu există om care n-a fost fraierii pe lumea asta. La fel cum nu există om care nu a zis măcar o prostie în viața lui. Acum, și astea sunt chestii absolut subiective, dar uite, spre exemplu, eu mă simt extraordinar de fraierit după toată povestea asta cu pandemia, când la un număr de câteva cazuri am stat în casă, nu o să uit niciodată, am stat în casă 60 de zile traumatizat să nu cumva să duc virusul de la spital la birou și acum s-au ridicat toate restricțiile, la câteva mii de cazuri se pare că nu mai e nicio problemă și se raportează scăderi zilnice, știi? Deci nu poți să spui acum că nu te simți fraierit într-o ipostază ca asta. Haideți să definim o țară termenul ăsta de fraier și facem apel la prietenul nostru Google, citând un fraier în viață. Glumim, evident. Om prost care nu știe să se descurce, să profite într-o anumită împrejurare. Perdant pe mâna altcuiva. Deci, cred că orice am încercat să facem sau să ne ducem și orice am face, ne ducem la educație. Orice am vrea să ne învârtim aici, mergem la cei care vor să-mi facă carte. Și vezi, aici e o problemă foarte importantă și voi accentua, evident, în proclamație un subiect extrem de important din perspectiva mea, statutul profesorului român. Pentru că statutul profesorului român este fundamental în vederea fundamentării viitorilor tineri cu mentalitate de învingători. Oare mai sunt profesori suficienți, ca să folosesc un termen mai explicit, care să formeze oameni cu mentalitate de învingător? Sorine? Există în continuare oameni cu mentalitate de învingători, numai că, din păcate, acești oameni cu mentalitate de învingători se antrenează ca să slujească altor societăți decât societății românești. Din păcate. Eugen, cum ți se pare întrebarea? De cât timp ai revenit în țară? De 2 ani și jumătate. Hai să vedem ce ai observat în 2 ani de zile în ceea ce privește, în afară de pandemie, evident, în afară de pandemie, școala, cum o găsești? Teribilă. Știi că s-au făcut, cred că zilele trecute, nu ieri, alaltăieri, simulările pentru BAC și am 2 prieteni care sunt profesori de matematică și au zis că majoritatea elevilor cu care lucrează, pe care îi meditează, nu vor obține nota 5.
la această simulare, la matematică. Pe mine chestia asta m-a speriat, nu știu, înainte de bacalaureat, ca să nu am să nu reușesc să obțin nota 5, ce anume s-a petrecut în timpul școlii. Pe mine mă sperie faptul că majoritatea elevilor își iau meditatori. Ce se întâmplă la școală? Nu înțeleg unde aș putea să-i găsesc pe acești profesori pe care îi caut și tu. De cei care, de fapt, trebuie să te educe când mergi la școală, nu când mergi la ei pentru meditații private. Și mai o chestie, că trebuie să mă refer și la pandemie. Deci, în altele școli care se proclamează ca niște deschizătoare de minți, deci vorbim de Yale și Harvard și toate cele din Canada, au interzis cursurile online pentru cei nevaccinați. Deci astea sunt poftim? Școli, deci au interzis cursurile online pentru cei nevaccinați. Deci tu stai acasă la tine, urmezi un curs online, nu poți să-l urmezi dacă nu ești vaccinat. Deci nu greșesc când spun foarte limpede că acea afirmație care comuniștii au deformat-o și au transformat-o într-un slogan propriu. Nici nu mai știu să spun, Doamne, mulțumim că am uitat-o. Crede și nu cerceta, pardon, ia că mi-am adus aminte. Deci, parafrazând efectiv cuvântul lui Dumnezeu care te îndemna din potrivă, și cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Pe vremea comuniștilor, pe această frază, eu am avut discuții și făceam puțin de tot de bacănie pe cei care foloseau această chestiune și spuneam că bunul simț te îndeamnă să mai și citești, să înțelegi ceea ce citești. Se pare că lucrurile, chiar dacă sau acea afirmație, când o mai aud în spațiu, mai se întâlnă, că mai găsești un de-asta gogoriță deștept, ca să-i spunem așa, și spune, evident îi spun, dragul meu, cred că e o problemă de etaj, nemobilat, s-ar putea să nu mai avem nici ferestre și nu e aerisit deloc. Și atunci s-ar putea ca toxinele să-ți mănânce și ultimile șanse de a fi om normal. Ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii. A fost o emisiune, zic eu, destul de interesantă, chiar o analiză mai deosebită și este o afirmație foarte interesantă în finalul acestui text. Cu cât păcălești sau furi mai mult, cu atât ești mai deștept. Ce tragedie! Eu apreciez că aceasta este o tragedie. Care e părerea ta, Sorină? Păi o să termin cu o completare vis-a-vis de fraier. Citeam acum că fraier este de asemenea adaptat din limba germană. Se pare că inițial desemna bărbații neînsurați, liberi, ținte pentru doamne. Alte două variante ale provenienței cuvântului țin de fraier logodnic sau fraier în accepțiunea de om liber. Da, deci... Băieții ăștia deștepți care domină societatea românească se bazează pe această toleranță dusă la extrem a poporului român. Adică poporul român tolerează foarte mult, din păcate. Și asta ține tot de o anumită lipsă de educație pe care foarte bine a semnalat-o domnul profesor Borțuna seară. Deci este evident că dacă tu îndopi omul cu informație și nu faci codul bunelor maniere și etică la școală, obții o societate din asta handicapată. Eugen, care e părerea ta despre chestiunea asta? Cu cât păcălești sau furi mai mult, cu atât ești mai deștept. Nu știu cum să o calific, e deștept în sensul negativ care este dat de toată acest citat.
Nu poți să fii deștept decât prin această inversiune a valorilor, prin care cei care de fapt sunt leneși, nu muncesc, trișează, sunt considerați deștepți, nu cei care gândesc, cei care muncesc. Deci numai inversând sensul cuvintelor putem să-i găsim deștepți pe cei care fac asta. Deci trăim o vreme a redefinirii termenilor. Exact. Așa cum spuneam, în nenumărate situații în care Occidentul vine cu modernizări de genul schimbării normalității în antiteză cu naturalul. Pentru că am discutat despre natural, am discutat despre Declarația Universală a Drepturilor Omului, care era un standard pentru toată lumea. Și actualmente unii nu mai vorbi despre ea, pentru că de fapt ei nu sunt normali. Adică, pardon, nu sunt naturali, să folosim termenul corect din declarație. Nu prea cred că am greșit nici și de data trecută, nici ce am spus. Și care sunt consecințele acestor chestiuni? Le simțim fiecare. Astăzi am vorbit despre românul Neagu Giuvara, un analist extrem de profund, un om care trebuie băgat în seamă. Și vrem să spunem foarte limpede că printre noi sunt valori. Noi suntem căutători de valori. Suntem convinși că în societatea românească există oameni care pot să spună puncte de vedere, care să ajute să dezvolte libertatea de a alege. Dar ca să poți să alegi corect, trebuie să faci carte. Acei băieți deștepți cu ghilimelele de rigoare sunt o racilă pentru comunitate. Ei distrug, ei aranjează, ei fac. Și am avut săptămâna aceasta un interviu, nu interviu, am avut o dezbatere cu doi avocați. Și l-am întrebat pe domnul avocat Beleiu, nepotul marelui avocat Beleiu, despre aplicarea legii. La care mi-a dat un răspuns destul de șocant, și anume că ceea ce se discută la București, prefecții aplică. Și a zis că nu contează pentru cei de rând dacă se aplică legea sau nu. E un semnal de alarmă. E un semnal de alarmă care trebuie să ne trezească, pentru că metodele astea folosite și utilizate împotriva normalității ne deformează. Am fost împreună cu Sorin Truță de la Miercurea Ciuc, evident cu Eugen Sechei, și am încercat să deslușim prin ițele acestor vremuri câteva chestiuni legate de normalitate, naturalețe, și am povestit despre oameni care pot oferi ceva națiunii române. Căutați, dragii mei, căutați surse de informare corecte și vă îndemn pe fiecare să cercetați toate lucrurile și să păstrați ce este bun, dar cu o condiție, să înțelegeți, să distingeți lucrurile, ce este rău și ce este bun. Dacă nu o faceți, nu veți avea șansă să aveți prosperitate în viață. Iar esența vieții este libertatea. Libertatea nu o poți primi decât dacă te duci și înveți de la oamenii liberi. Oamenii cu minte, cu carte, cu înțelepciune. Și nu pot să închei fără să spun că și în istoria lumii au existat perioade în care strigau oamenii: poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Dragii mei, la Surduc, în data de 15 mai, vom lansa o proclamație către țară, prin care ne propunem regenerarea societății românești pe baza moralei creștine. Doamne ajută, Doamne dă bine și să audă cât mai mulți că numai prin libertate, prin demnitate, onestitate și corectitudine față de aproapele nostru, prin generozitatea dovedită cu această ocazie nenorocită de război, românii pot să regenereze. Doamne binecuvintează România, pe toți românii, oriunde ar fi, orice ar face, orice profesie ar avea, și ajută-ne să ne apropiem de tine și să păzim grădina Maicii Domnului România.
ferește-ne de războaie și de conflicte și ajută-ne totuși să păstrăm ce este bine pentru toată lumea. Sănătate multă tuturor și să ne întâlnim sănătoși!